Bine v-am găsit, stimați urmăritori ai evenimentul Zilei Capital. Astăzi, sub sigla evenimentului istoric, avem o ediție absolut specială a transmisiunilor noastre în direct. Alături de noi este cel mai cunoscut producător de filme documentare, domnul John Florescu. Vă reamintesc doar două titluri: Războiul Regelui și Maria, inima României, două filme care, după mine, au readus în actualitate două personaje care aduc din istorie spre contemporaneitate lecții de caracter și de omenie. John Florescu, am putea vorbi cu domnia sa zile întregi despre ce a realizat numai în domeniul istoriei românești. El are o prodigioasă activitate și în Statele Unite și Marea Britanie. Citeam astăzi sute de ore de emisie pentru cele mai importante canale de televiziune din lume. Dar ne vom limita la două evenimente, pentru că un interviu mai lung de o oră probabil că ar obosi. Ne vom limita la două evenimente. Unul dintre ele este apropierea zilei de 10 mai. An de zile a fost Ziua Națională a României. Acum, printr-o lege care nici măcar nu-i găsește un nume, este considerată Ziua Regalității. Ea celebrează momentul în care Carol I a devenit, la 1866, rege al României. Al doilea eveniment trist, de care ne vom apropia de experiența lui John Florescu, este recentul deces al alteței sale regale, prințul Philip, de duce de Edinburgh, prințul regent al Marii Britanii. Căutând informații despre Casa Regală a României, John Florescu l-a cunoscut, l-a intervievat pe prințul Philip și din experiențele trăite atunci îl vom ruga, și sunt sigur că o va face John, să ne împărtășească. Tot alături de noi este un prieten drag, este vorba de Dan Drăghicescu, este producător la casa Chainsaw Film Productions, casa care a realizat cele două documentare amintite mai devreme, dar voi începe cu John. Domnia sa atât de mult a studiat istoria țării noastre încât, în ciuda prenumelui, va discuta cu noi în limba română. Te salut, John Florescu. Mă bucur să fii alături de noi. De la lansarea Mariei, inima României, ai fost un permanent sprijin al și al ziarului Evenimentul Zilei și al revistei Evenimentul Istoric. Am găzduit multe materiale legate de producțiile tale. Sper să o facem și de acum încolo și sper și tu să găzduiești producția ale Evenimentului Istoric în filmele tale. Am să intru abrupt în subiect. John Florescu, de unde acest interes pentru Casa Regală din România? Ce te-a atras? Ce te-a determinat să faci Războiul Regelui și Maria, inima României? Uite, știi că, în primul rând, vreau să spun mulțumesc pentru un cuvânt frumos, puțin exagerat despre mine, dar, evident, eu am fost implicat în televizor, în subiect politic și istoric de multe ani până, în Statele Unite, unde a fost de la Los Angeles. În primul rând, vreau să spun că interesul meu vine din fapt că eu sunt din familie romană,
a avut, a fost implicat în istoria română și tatăl meu a fost un profesor de istorie la Boston College. Ea a scris 14 cărți despre istoria română. Și evident, când noi a fost mică, am fost lângă tată și am vizitat România de mult dată, cum am avut 13 ani și am fost aici când Nixon a venit în 69 și am văzut Nixon când a venit primul președinte american în 40 de ani, aproape 40 de ani, și a venit la Otto Penn și Ceaușescu la reservat acolo. Și după asta, mult an mai târziu, am discutat cu tată despre familia royală și el m-a spus că regele Mihai are o poveste foarte interesant și trebuie mă să interes. Și atunci am scris o scrisare prin princesa Margarita, că eu vreau să vorbesc cu tata, și în 2003 am stat cu el pentru 2 zile și a fost foarte lung, multe, multe ore, și el m-a explicat, de fapt, viața lor când a fost mică până 2003. Și a fost un interviu care durează multe ore și după 10 ani m-a gândit despre nu fac o film despre viața de regele Mihai. Și atunci asta a fost la început. Am fost în contact cu colegul meu, Trevor Poots, care este the writer, de a scrisoră și a line producer, și fiindcă noi a fost coleg de mult ani în America și în Anglia, și a spus de ce nu fac o film despre de fapt o viață care a fost cu multe heroism, și trebuie să mac asta. Și atunci noi să colaborăm cu echipa americană și acum o echipă românesc, cu Dan, cu Vio Casaro și Mircea Lacatuș, și un echipă foarte abil. Cred că primul pas a fost scrisoarea de Pacula, Pacula a fost un american care a scris o cărță care se cheamă The Last Romantic. Și asta a fost cel mai bun, un enorm succes în America în 84, înainte de comunism, în perioada de comunism. Și am citit asta, am plecat la New York, am vorbit cu el și asta a fost punct de plecare, dacă vrei. Și după, pentru așa, eu sunt implicat în subiect de istoria română. A apărut regele Mihai în cele 2 zile în care ați discutat împreună. Am văzut parte din materialul filmat de tine atunci și se simte cum spre final v-ați apropiat, ați dezvoltat o relație de mai caldă, mai apropiată, dar era deschis în a discuta despre totuși niște puncte delicate din viața domniei sale și, culmea, din istoria României și a Europei, nu numai din viața domniei sale. Da. Eu am avut impresie că regele Mihai a fost puțin cum tatăl meu, fiindcă este foarte englez în stil. Are o costum englez, a tweed, English tweed, cum tatăl meu, și asta aproape vârstă similar. Și vorbesc cu un englez perfect, cu accent perfect. Și a fost cineva care este, cum tatăl meu, foarte modest de aspect. Și când el a fost puțin obosit, noi fac o pauză, noi boar puțin apă, noi fac câteva pas acolo la Elizabeth Palace. Și a fost foarte deschis de subiect care a fost puțin delicat. Evident, noi am discutat cu relația între tata și copii,
educație acolo la, la Palatul aici în București, la Palatul Central, la, cum a fost cu tatăl când a plecat, efort de tatăl să fie în contact cu el când a plecat în altă țară, și evident a fost subiect delicat, dar a vorbit clar, a vorbit direct și a vorbit cu un subiect care a cauzat multe regret, mi se pare, în viața de regele. Și, și de fapt, interviul a fost în două faze. La prima fază merge de la început până la 47-48, la început de 48, când a plecat din România. Faza 2 a fost perioada afară din România. Și asta mi se pare că a fost o fază dificilă, cu multă reflexie, cum se zice, reflection, da? Și evident a venit înapoi la început de anul 1901-2, pe acolo, și a avut o activitate tare, dar frustrant, fiindcă el a vrut că altă țară să fie conștient de pericol și de mizerie care există în țara lor și în România și în alte țări, în țara comunist. Și a explicat cu mult reflexie și mult, cum se zice, perception, care a fost foarte perceptiv. Și ce spune acum în 2003 despre perioada comunist, cred că este, are un element adevărat acum, când noi suntem 2020. Și am fost impresionat din inteligență din regele și sensitivity din regele, și evident e clar că a fost un din cel mai mare patriot aici în România. Cum Regina Maria? Spunem, ajungem și la regina pe care a adus-o la genul de imagini moderne, și poate o să și explicăm cum ai ajuns la acel tip de imagini. Dar ce vreau să te întreb legat de regele Mihai. Când spui avea regrete față de 1944, ar fi putut să acționeze altfel decât ar fi făcut-o? Da. Eu am vorbit despre asta. Evident că el a fost acolo pentru a căsătorit cu Philip și Elisabeta la Londra. Și după asta, el vrea să vorbesc cu multe personalități britanic să înțelege ce va s-a întâmplat în România. Și nu am știut. El a spus că nicio persoană, numai Baden, care a fost direct cu el. Și când a vorbit cu Churchill, ce s-a întâmplat în România, unde merge, în ce direcție, și nimeni a fost direct, apart de Bevan. Și el a fost, de fapt, în Niagara, nu a știut ce s-a întâmplat acolo de Yalta. Și este foarte greu, fiindcă familie royal engleză și familie royal român sunt la fel familie. Dar de fapt, situația acolo a creat o ruptură, în sens, o ruptură fizică, în sens că nu poți să fii în contact. A fost o familie care, în perioada de război, a fost evident divizat. Și după asta, nu poți să spune că stare de West, Statele Unite, Anglia și mare putere abandonat, evident, România. Și cred că a fost personal, fiindcă el a fost foarte aproape de familie lor. Atunci, asta a fost, mi se pare, când el a vorbit despre asta, a fost un regret mare, un perioadă dificil. Mm-hmm. El trebuie să le reamintim urmăritorilor noștri că regele Mihai a încercat între 1944, imediat după întoarcerea armelor în război, până în 1947, când a fost silit să
abdice, a încercat să transmită informații atât către Statele Unite, sigur că a făcut-o și când a discutat cu Elisabeta și Filip, dacă nu mă înșel, în toamna lui 1947, dar o să reverific cultura generală legat de aceste subiecte, a încercat să transmită că regimul popular, democrația populară, cum era numită de bolșevici, punea stăpânire pe țară și că nu mai reușea să stăvilească măsurile luate de Petru Groza, de grupul de bolșevici veniți din Uniunea Sovietică la sfârșitul războiului. Era o figură într-adevăr tragică și în imposibilitate de a schimba ce hotărâseră, cum ai spus, la Ialta. Avea regrete și pentru cum a acționat, credea că ar fi putut face mai mult în timpul perioadei comuniste? Perioada comunistă, regele Mihai a fost în primul fază activ. A fost imediat la New York, a fost la Casa Alba, mi se pare, două dată, și a avut discuție cu Truman, dar discuția a fost foarte brev. După asta a fost la Congresul American și a fost, cum se zice, cu testimony ce s-a întâmplat acolo. Dar când Statele Unite și Uniunea Sovietică a venit un fel de două bloc de superpower, el a fost în comunicare direct și puterea americană a acceptat autoritatea de Uniunea Sovietică în acea țară, în satellite nations, înseamnă Ungheria, România, Cehia, etc. Și în același moment, când a fost clar, mi se pare, că America a acceptat o lumea cu două putere mare, efortul de regele Mihai a fost fără obiectiv, a fost foarte greu. Și atunci, cred că, mi se pare, a fost trei faze în perioada după 47. Prima fază a fost o fază activă, în fază de când a fost la Radio Free Europe și Voice of America și BBC, și a fost evident sprijinit din West, în câteva sector. Două faze când a fost un fel de înțelegere, an understanding, înțelegere între putere la Moscou și la Washington. Și faza 3, când el a venit înapoi, după 89, când regele a venit înapoi aici în România și a intrat în faza 3. Atunci este, și asta de fapt, în timp a fost cel mai lung în viața de regele, fiindcă dintre 47 până când a murit, majoritatea viața a fost afară din România, nu în România. Când el a plecat în România, cred că are 23 de ani, și mi se va 23, aproape. Și este interesant, fiindcă eu cred că, cum am spus la început, că a avut o percepție foarte remarcabilă despre oameni romani. A vorbit de lumea spirituală aici în România. A vorbit de problem psihologic de ce s-a întâmplat în perioada comunist. A vorbit de viața de țăran, de peasants, da? Cum a fost mai simplu acum multe ani. A vorbit cu multe aspecte viața țară, cu o cuvânt foarte precis, dar în general a avut același reacție când a venit înapoi. Și am avut avantaj că el a gândit mult despre asta și nu a utilizat multe despre același cuvânt, fiindcă filmul că am făcut a terminat în 47. Și am avut am fost contactat din la History Channel, History Channel care este bazat la New York, și el m-a spus de ce nu fac o film
despre regele Mihai și nu a intrat în discuție și în general va fi regele Mihai The Journey Home, înseamnă de la 47 până acum. Și asta va fi prezentat numai în România, dar în multe țară, 50 țară în lumea, la ziua de naștere, care este la sfârșit de octombrie 21, același an. Și pentru mine este o mare bucurie să fac the complete circle de viață și noi acum să mergem înainte în același activitate. Felicitări pentru regele Mihai. Ne-ai descris personajul pe care mulți dintre noi l-am iubit. Ne-ai caz pe percepția noastră asupra acestui personaj. Din păcate, de la urcarea pe tron în 1940 și până la decesul său, regele Mihai a fost o speranță la care n-am ajuns cu mâna niciodată. A rămas o speranță pentru foarte mulți români. În timpul războiului a fost întâi umbrit de mareșalul Ion Antonescu, după 23 august a fost umbrit de flamurile roșii ale bolșevicilor, iar după 1989 cred că l-a umbrit necunoașterea noastră în privința istoriei, incapacitatea de a o înțelege. Ți-ai completat informațiile despre regele Mihai în mai multe locuri, iar unul dintre acestea este Buckingham Palace. Ai trecut, spre deosebire de noi, ai trecut dincolo de gardienii cu celebrele lor cușme negre. Ai ajuns în biroul prințului Filip, un personaj foarte ciudat pentru publicul din România, obișnuit ca un conducător să fie el și să nu existe. Despre primele doamne foarte rar se discută, iar despre prim domn nu am discutat aproape niciodată. Prințul Filip, și el un destin tragic până la momentul urcării pe tron a soției sale, Elisabeta. Cum ai ajuns la domnia sa și de ce, John? A fost puțin amuzant. Noi, evident, când noi fac cercetare, noi suntem în contact cu multe personalități și noi fac cercetare în multe țară în general. Da, a avut multe discuții în Anglia și o zi a venit o scrisare din Buckingham Palace, din private secretary, Brigadier Archie Miller Bakeman, secretar privat, și m-a scris: am văzut că dumneavoastră a fac o film despre regele Mihai și His Majesty vreau să vorbesc cu tine. Dar problema este, am terminat deja filmul despre Mihai și a fost deja la televizor și am explicat că eu sunt foarte fericit că este interes, dar trebuie să fie direct și spune că filmul a fost deja trimis în altă țară. Și el m-a răspundat: nu contează nimic, el vreau să vorbesc cu tine, fiindcă a fost cu King Michael, regele Mihai, când a fost mică copii. Mi-a spus: bine, și ce este protocol? Și el a spus: de ce nu propozat 3 zile, fiindcă același moment Prince Philip a fost la Balmoral în Scotland, la Ecos, acolo, și propozat
Eu și am propozat 20 octombrie, 22 octombrie și 24. Și în răspuns a venit, vine la 22, la ora 12, gate C, la Buckingham Palace. Și da, fără camera, a fost audio, da? Da. Și când am fost acolo, a fost foarte strict, nu avea nici loc din camera, nu aveți loc din foto, nu aveți nici un plic, nu aveți loc din plic, numai ochiul și oreți să discute cu el. Și același personaj, Brigadier General, m-a introdus la Buckingham Palace și a fost jos și după asta mai sus și a fost nimeni, dar a fost splendid în atmosferă, așa frumos cu tablouri și tot fel de este cu puțin cum heaven, da? Cum heaven, beautiful. Și a venit sus și exact același oră, a 12 fix, a fost în birou, un birou foarte informal, da? Foarte, nu foarte strict, dar o masă simplu. Și a venit Prince Philip și a spus, thank you very much for coming, Mr. Florescu. I'm delighted to speak to you. Și am spus, I'm delighted to speak to you. Și atunci noi am discutat pentru 30-35 de minute despre relații între Prince Philip și Regele Mihai. Erau, au avut câteva vacanțe frumoase împreună. Cititorii români au putut să revadă fotografiile făcute cu acel prilej imediat după decesul prințului Filip. Dar dorința asta a lui de a chiar dacă nu apare pe un film, deși cred că și-ar fi permis Alteța Sa Regală, dacă vroia să comande un film, să și-l facă. Dorința asta de a completa cu informații frumoase despre regele Mihai, chiar dacă tu îi spusesei, domne, nu mai am unde să le folosesc, mi se pare, nu știu, cum ai interpreta? Poate fi un gest că în urmă cu zeci de ani nu l-au putut ajuta pe prietenul său din copilărie? În primul rând trebuie să spune că Prince Philip nu este o mare admirator de media. Eu am impresia că același interviu a fost interviu final de viață de Prince Philip. Nu sunt 100% de acord, 100% sigur, dar câteva luni după că am vorbit cu el, el a terminat toate viața publică, dacă vrei, public s-a retras, life. S-a retras din viața publică, da. Și cineva m-a spus că Prince Philip nu a vorbit cu nimeni după interviu cu BBC, mi se pare că a fost în 2002. Fiindcă, de fapt, nu s-a interesat deloc de media, evident, media este foarte interesat de el. Este puțin amuzant că când discuția a terminat, unde coleg de Prince Philip a venit lângă mine și a spus, noi vede pijama și sunt multe persoane în spate de Buckingham Palace care aștepta the changing of the guards. Și el a spus, we don't like the media. They always want to know what he feels, but he feels what he feels, but he feels it for himself. Știi ce e ciudat, John? Pentru că, cred, cu excepția familiei Kennedy, despre familia regală a Marii Britanii, cred că s-a scris în presă și s-au scris cărți de dezvăluiri. Aproape toți valeții, toți paznicii, toate secretarele au scris câte o carte de memorii despre cum e la Buckingham Palace, cum era viața în preajma prințesei Diana, alt personaj super mediatizat și
într-un fel de la această foame de informații despre ea i s-a tras și moartea. Te întrerup puțin, John, pentru că ajungând la vizita de la Buckingham Palace, l-avem pe Dan, colegul tău, alături de noi. Dan, te rog să mă ierți că ai stat atâta, dar am profitat. Tu pe John Florescu l-ai toată ziua alături de tine, poți să afli informații de la el. Așa că te-am marginalizat puțin, dar acum... Cum s-a văzut prin ochii unui producător de film vizita la Prințul Filip? Într-o viitoare producție ai găsit acolo material pentru niște scene? Bună ziua și mulțumesc de invitație. Eu îți mulțumesc de răbdare și că ai venit. Elementul principal în aceste povești este despre John, domnul John Florescu, datorită lui sunt în această echipă, sunt onorat. Iar referitor la Prince of Philip, pot să spun doar lucrurile, numai John a fost față în față cu dânsul, iar înainte de plecare, am lăsat lui John, de producție, o întrebare dacă putem să imortalizăm momentul cu întâlnirii John Florescu cu Prince Philip în Buckingham Palace cu o cameră și mi s-a spus nu și atunci în naivitatea mea am întrebat dar măcar un aparat foto cu fotografie în uniformă, am zis și răspunsul a venit de la secretariat la John și John mi-a spus că nici o muscă nu o să fie în cameră în afară de John Florescu și majestatea sau să nu pot spun, nu mai aud eu. Mi s-a părut foarte interesant. Și nu te-ai lipit de nicio fotografie la Buckingham Palace pe acolo? N-ai găsit? Sau... Nu. Numai John a fost față în față. Nu, nică. Nici n-am ajuns în Buckingham Palace. A fost numai un reporter de la BBC care a înregistrat original de sunet, de fapt, care a lucrat cu John la înregistrare și a pus echipamentul și a plecat din cameră. Nici nu sunt a fost prezent. Extraordinar ce măsuri. Dar, din câte știu eu, din poveștile tale, nu e singurul contact pe care l-ai avut cu Casa Regală Britanică. Nu. În șansa de a lucra la prezente istorice, am avut șansa să mă întâlnesc de două ori cu Prințul Charles la București. Chiar i-am amânat condiția care John, ca producător executiv, a realizat-o împreună cu noi la Chains of Film Production, Războiul Regelui. Și chiar la o discuție facilitată de Ambasada Marii Britanii acum 4 ani, cu Prințul Charles, când i-am amânat filmul și am spus că domnul John Florescu a avut un interviu cu majestatea sa, Prințul Filip, a spus râzând cu același umor sarcastic care l-a preluat de la Prințul Filip de altfel, I'm going to check, I'm going to ask my father about this interview. Tratează cu foarte mare lejeritate membrii caselor regale lucrurile care nouă ni se par importante. Revin un pic la John. Filmul despre regele Mihai, informațiile strânse despre regele Mihai, te-au condus spre un alt personaj din istoria casei regale române. Regina Maria, în momentul lansării la București a acestui film, am avut ocazia și Dan Andronic și eu să aflăm de la tine o mulțime de detalii tehnice. Cu unul vreau să spun că m-ai marcat. Ne-ai povestit atunci de ce ai colorizat imaginile de arhivă. De ce nu le-ai lăsat parfumul de vechi? Evident, asta a fost o mare chestie pentru toate televizorul
din Lumia, fiindcă toate poste televiziuni are 100 de ani din război, 1918. Și am văzut în Anglia că, că cred că un mare producer englez a colorizat soldatii la primul război 1. Și el a avut un succes enorm, fiindcă oameni mai tineretul se interes mai mult dacă este colorizat. Moment că oameni vede că este în neagră și albă, dorme imediat, nu se interes mult. Și atunci, ideea de arhivă trebuie să fie o oportunitate să, să atirat altă generație despre istoria. Și eu am văzut că am determinat că dacă noi avem o echipă bună, și Dan m-a asistat mult aici, cu o echipă bună de istorian aici, în, sau de expert aici în România, și cel mai bun expert în lumea este la Paris. Și am plecat la Paris și am avut o discuție cu o persoană celebră pentru colorizare de filmul și el fac pentru film francez în general. Și el m-a explicat că în moment că televizorul francez a implicat ideea de colorizare, public a venit mult mai interesat în programul. Și atunci eu l-a propusat dacă pot să fac aceleași tehnologii pentru noua, fiindcă este foarte încet și foarte dificil. Imagine că hainele sau bijuterie sau trenul care Regina Maria a utilizat în America a fost un verde închis sau o verde deschis, și trebuie să fie foarte fidel același color. Atunci, noi avem 6 persoane aici la București și 6 persoane la Paris și fiecare color trebuie să discute între ei. Evident, nu a fost foarte timp d'acord, a fost discuție dacă costum sunt un gri închis sau dacă costum este nou, este o culoare puțin diferent că costum după, nu știu, 3 luni în război. Deci, ca să încerc să înțeleg, deși discutând, de exemplu, cu Florin Roștariu, care ne ajută și pe noi cu colorizări la multe fotografii și le-am reprodus în revistă cu mare drag, am înțeles de la el că anumite culori pot fi identificate, adică amprenta lor în alb și negru, anumite culori pot fi identificate, dar pentru unele, pur și simplu a căutat descrieri în presă, descrieri în jurnale, ale hainelor, ale bijuteriilor, că, de exemplu, o diademă, dacă e cu rubine sau cu smaralde, nu-ți dai seama din fotografia alb-negru. Dar ei caută informații și încearcă această colorizare. Nu se face pur și simplu doar ca să atrageți un public mai tânăr lângă un film, ci este o reconstrucție istorică. Da, este exact, este construcție istorică. Fiindcă, evident, sunt, cum se zice, colored pens care au fost utilizate. Și asta este în evidență. Sunt hainele care există din aceleași epocă. Sunt material, trenul care a fost utilizat în Regina Maria a fost în Union Pacific. Și atunci noi a fost în contact direct cu firma care construiește aceleași trenul în la Washington State și am întrebat aveți o plate de culoare de acel tren de 1916 și l-avem și l-a trimit la noi
și atunci de asta a făcut. De atunci este o cercetare suplimentară ca academic. A fost o cercetare dificil. Evident, aici nu a fost d'accord în același ideea să colonizare. El a spus că nu este o idee bună, fiindcă nu este fidel. Dar, de fapt, oameni și hainele a fost în color în 1918. Nu a fost neagră și albă. Și atunci, în alt sens, noi a fost fidel, vreau să fie fidel cu realitate, cu alte means, cu alte drum. Crezi că tot acest efort a transformat-o pe Regina Maria într-un personaj și pentru tineretul din România? O să spun de ce. Am urmărit prin intermediul știrilor pe care Dan mi le trimitea cu regularitate turneul în țară al filmelor voastre. Și îmi dau seama că, într-adevăr, Regina Maria, Maria, inima României, a avut un succes mai mare. Și scenariul a fost mai viu, dar Maria a devenit foarte repede și datorită filmului tău un personaj pentru tineretul din România. Crezi că exista o... Înainte de a face acest film, te întreba cineva dacă există personaje în istoria României atât de interesante? Exista un gol? Sau Maria pur și simplu a venit și și-a găsit locul ei? Cum ai perceput din discuțiile cu oamenii? Că știu că ai mers prin țară cu filmul. Te-am găsit odată discutând cu publicul și la sala Dallas, dacă ți se amintești. Da, ideea de turneu a venit după film, fiindcă History Channel a fost interesat cu echipa noastră, Dan, eu și altă colegă aici, că de ce nu fac o turneu nostru și de ce nu merge în țara unde el a fost și de ce nu merge nu în orașul evident cum Timișoara sau Cluj sau Iași, dar în altă orașul Petroșan unde este un oraș cu mare dificultate economică și la Zalau un oraș industrial și în școală est, west, nord, sud, tot fel de domeni. Și cum cum dumneavoastră a spus, că a fost în general plin, fiindcă oamenii au fost interesat în eroilor români. Și eu, când am fost seara de lansare la Ateneum, am observat că este desen la Ateneum de la perioada roman până la perioada actualitate, de fapt, pe la sfârșit de secolul XIX. Și este numai un femeie în toată istoria romană. Și acea femeie, evident, este pe dreapta când am vorbit cu oameni și este în spate de Ferdinand și în spate de Carl de Ferdinand, cum nu contează foarte mult. Și până acum, oameni romani în general spune că a fost soția de Ferdinand și a ajutat mult pentru soldat. Dar a făcut așa mult mai mult de asta. Și același povest, i-am știut din Matei Cazacu, care este istoric român, care a fost aici în România cu Constantin Giurescu, da. Și după a plecat la Paris acum mult ani, și el m-a explicat de fapt că Regina
că Regina Maria a avut un rol mult mai important în unificare de România și, de fapt, noi celebrăm unificare. Și de aici, noi am concentrat imediat în document la Washington, fiindcă Wilson este Wilson Center la Washington. Și noi vreau să înțeleg ce s-a întâmplat între discuții cu Wilson și grupul de, și coleg de Wilson la Paris despre România. Și a realizat repede cu sprijinul de Matei că, de fapt, aceleași povești este mult mai mare cu o doamnă, cu o femeie care a ajuns pe sende răzbai cu spitalul, etc. Ea a fost mult mai important. Ea avea să ajungă, după evenimentele descrise de tine în film, avea să ajungă în Statele Unite într-o vizită memorabilă pentru poporul american, poporul român, dar și pentru nația Sioux. Mai ai de gând să faci filme istorice? Încă o dată? Mai ai de gând să faci filme istorice? Da, eu sunt, eu toate timp are ideea care este in my pocket, da? Și în general, eu nu vorbesc foarte mult înainte. Nu-mi dezvălui subiectul, lasă-mă mirat. Dar, spune-mi, Casa Regală, simți că sunt epuizate subiectele? Epuizate înseamnă, tired? Nu, adică mai se poate face ceva legat de Casa Regală, de istoria ei, de la 1866 până acum? Eu sperăm că Casa Regală va fi interesat, evident, în orice fel de subiect de familie lor, pentru că este familie lor. Da. Eu apreciat colaborare cu Casa Regală aici în România și cu cuvânt frumos și noi, ei ne-au ajutat cu primul personal despre Mihai, Regele Mihai. Și eu sunt motivat fiindcă eu cred că este un interes mare în același subiect. Eu sunt, cred că același an în octombrie și până octombrie va fi un interes în o mare erou român. Când el a murit aici în București, a văzut, nu aici în București, când a murit și a fost mâncare, a venit așa multe personalități din toată Europa și am văzut în București că lângă Palatul Royal a fost multe tineretul și cred că același tineretul a apreciat mult că Regele Mihai l-a ajutat în faza 3 de viață. Înseamnă a ajutat țara România pentru NATO și a fost implicat în efort național despre NATO, unificare de NATO, și în plus a fost un personaj european în sens, fiindcă are sânge european, și când România vreau să intrat în Europa, cred că a fost un mare avantaj. Și el a ajutat cu toate efort care există în el până la sfârșit. Și am văzut în același perioadă de momentare că orașul a venit silențios, a fost în admirativ și apreciativ că ce l-a făcut. Și sperăm că același domeniu, același informație va fi evident în film care eu sunt implicat acum. Hai să revenim un pic la Dan, căruia iar îi mulțumesc pentru răbdare. Există proiecte
despre care ai vrea să ne vorbești, Dan? Observ ce subtil pun întrebarea așa. Întrebare frig. De minge, minge la fileu. Minge la fileu direct. Ce pot să spun? Suntem onorați că în acest an important pentru România și istoria României, anul centenar al Regelui, împreună cu domnul John Ferescu, continuăm un tur cu filmele care reprezintă Regele Mihai. Chiar zilele acestea am avut ședințe în ce localități atingem și în funcție de pandemie, evident, condițiile actuale din vară și din toamnă, mai ales, chiar în toamnă de octombrie, se fac 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai. Am observat, apropo de ghidul de istorie care îl menționați mai devreme, dacă mai există ghidul, între tine, este un interes ridicat către exemple, către icoane de urmărit care este calea de dispariție în România, iar orice exemplu care se întoarce din istorie în prezent, și înțeles bine în prezent, reflectă viitorul practic al societății noastre. Și nu numai al Europei și al întregii lumii, se va vorbi pe istorie și istoria bineînțeles. Evident, am menționat John, generalele Regelui Mihai, care au fost în 2017 și erau mulțime care au venit. Am avut o onoare să particip la acest general, la invitația domnului Andrew Popper. Am observat mulți tineri și mulți părinți care au venit cu copii, pentru că a fost un moment istoric. A fost un moment istoric care a marcat România și istoria țării. Și sunt sigur că tineretul în ziua de azi, când se arată peste istorice, au o pildă de învățat și un exemplu și în aceste pilde îi caută exemple de urmat. Exemple, chiar dacă sunt în trecut, le aduc în prezent, și de fapt o perspectivă în viitor. Asta e părerea mea ca producător de film alături de John și de cei să fim producători. Vă dau un exemplu, la filmul Regina Maria, Mamei Lima României, a fost preluat de ambasadele României prin anumite evenimente înainte de pandemie. Ultimul proiect care a fost proiectat chiar anul trecut în 2020, maximul de colegiul Viorel Chesaru, semnul producer la acest proiect, a participat la Ankara, organizat de Ambasada României din Turcia. Și chiar anul acesta am avut apeluri de la Ambasade României cu ocazia diplomației aniversare de 140 de ani în România și Spania. Se prevede o proiecție la Madrid, de către Ambasada României. Și surprinzător, pentru ziua națională, tocmai în India, la New Delhi, se prevede o proiecție ziua națională cu Maria Lima României, în India. În acest an, la final de an, sper că tot revine că e o criză sanitară imensă în partea lumii. Dar întotdeauna am observat că istoria aduce elemente bune în prezent și de câte de urmă. Mulțumesc mult, Dan! John Florescu, știu că timpul tău este limitat. Ca de obicei, este o experiență și o plăcere să te revăd, să te aud. Nu știu cum reușești, dar mereu învăț câte ceva nou când vorbesc cu tine. Ca să nu-mi explodeze capul, o să vorbim, ar trebui mai rar. Îți mulțumesc, John, îți mulțumesc și pentru ce faci. Nu numai că ai participat la emisiunea noastră și ne luăm la revedere de la publicul nostru. John Florescu și Dan Dăghicescu vor fi în continuare personaje pentru site-ul nostru și pentru revista noastră. Mă plec în fața muncii voastre, vă mulțumesc din suflet. Manu, șeful nostru de la butoane, a găsit butonul roșu să ne scoată din emisie.